acest an ne-a venit nouă onoarea să organizăm această conferință. Conferința este dedicată științei sportului și educației fizice. O organizăm împreună cu partenerii noștri din Consorțiul Universitaria. Este o tradiție, suntem la noua ediție și această conferință, datorită parteneriatului pe care noi l-am clădit în acești 9 ani, a reușit să ajungă la o valoare științifică și în același timp putem spune de nivel internațional. Un eveniment de marcă în spațiul științific al educației fizice și sportului. Într-un oraș care se dezvoltă, avem pe ordinea de zi câteva lucruri deosebit de importante pentru domeniu. Perspectiva programului de kinetoterapie și motricitate specială, apariția masterului didactic, propuneri de colaborare între facultățile de profil, cu câteva stagii de practică pentru studenți. Este cea de-a noua ediție în care cele trei universități din Consorțiul Universitaria, respectiv Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, au ales să colaboreze, să facă lucruri bune, credem noi, în domeniu, în special pentru studenții noștri, dar sigur și pentru noi ca instituții. Chiar dacă noi suntem într-un an electoral, să spunem, indiferent de cine va fi la cârma acestor facultăți, tradiția va continua. Este o întâlnire extrem de importantă și așteptată de comunitatea academică în știința sportului și educației fizice. Deși este un consorțiu mare, noi am construit o triadă care an de an ne aduce împreună, întâlnește specialiștii din toate universitățile din țară și toate facultățile din domeniul educației fizice și sportului și, sigur, ne pregătim intens cu articole și cu idei noi care să ne ajute să ne promovăm utilitatea și necesitatea.